A fost ceva fantastic. A fost fabulos. Asta e frumos în viață. Că până și ceea ce pare imposibil, uneori se poate. Ne-a lăsat fără glas, practic. Nu cred că am văzut ceva la fel de bun niciodată. Iar noi acum am intrat în visul tău și empatizez de fiecare dată când văd un vis atât de frumos. Nu pot să-mi imaginez cum a fost posibil așa ceva. Este incredibil. Stau și mă uit mirată și mă tot întreb, e posibil? Astea sunt momentele pe care vrei să le trăiești la România au talent. Cine a dat? Alexandra, dar cum te faci? E un fenomen, e o nebunie. Deci, efectiv, m-a lăsat cu gura căscată. Ne-a zis la început că o să ne arate latura ei necontrolată și să știi că s-a dovedit a fi molipsitoare. Ne-am lăsat, efectiv, simțurile să acționeze. M-a păsat Golden Buzzer. N-am mai lăsat pe nimeni dintre colegii din juriu să spună nimic. Ești fantastică! Am adorat fiecare secundă! Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc frumos! Adevărul e că te lasă așa puțin pe gânduri, știi? Ori pe gânduri, ori pur și simplu pleacă mâna singură către butonauriu. Știu că și pe mine m-a surprins reacția Alexandrei, că a fost extrem de rapidă. Cine a dat? Deci nu. Dar dacă stau bine să mă gândesc la ce a făcut fata asta, la vârsta ei, deci da, e de domeniul senzaționalului uneori. Anumiți copii sunt efectiv de domeniul senzaționalului. Îți vine să crezi. Te uiți și zici, bă, așa ceva nu există. Dar există. Ce s-a întâmplat? Mergi direct? În semifinală! O să fii direct în semifinală, Alexandra, te-a trimis acolo. Ai luat aur, Raisa, asta se întâmplă. Ai luat aur. Raisa are toate premisele să devină o vedetă de generație nouă. Dacă Raisa performează la 11 ani în felul acesta, mă gândesc peste câțiva ani, unde va trebui să mergem să plătim bilet și să o vedem în cine știe ce scene mari ale lumii. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.